Un medic din județul Gorj a fost condamnat definitiv într-un dosar penal în care a fost cercetat pentru dare de mită. Ce pedeapsă a primit chirurgul Cristinel Vodislav, ne spune colega mea Loredana Sava. Loredana, te ascultăm! Bun găsit! Medicul chirurg Cristinel Spiridon Vodislav din municipiul Târgu Jiu a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, dar și 3 luni de muncă în folosul comunității. Asta după ce bărbatul a fost acuzat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție că a dat șpagă 60.000 de euro fostului secretar de stat din Ministerul Sănătății, Alin Țugmeanu, pentru a-i aranja un contract bănos de 2,2 milioane de lei cu un spital din București. Alin Țugmeanu ar fi intervenit pentru medicul chirurg cu promisiuni la conducerea unității spitalicești că vor primi și ei partea lor. Și Alin Țugmeanu a fost condamnat în același dosar și a primit aceeași pedeapsă, tot cu suspendare.